Un exemplu de cum să nu conduci a fost surprins în Deva. Coloana de pe bulevardul Iuliu Maniu și un loc de parcare liber au făcut ca un șofer să treacă pe celălalt sens de mers și să întoarcă mașina, chiar pe spațiul care desparte benzile de circulație. Dintr-un foc a încălcat mai multe reguli de circulație, semn că acestea nu contează prea mult pentru șoferul în cauză. Cum ar fi fost ca toți conducătorii auto să procedeze la fel? Polițiștii de la rutieră s-au sesizat din oficiu după ce imaginile au apărut pe o rețea de socializare. Ei spun că vor identifica participantul la trafic și vor aplica sancțiunile prevăzute de lege.